Hei, prieteni, ce faceți? Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și că mă susțineți și din această cauză am decis să vă răspund și la câteva întrebări adresate mie. Vă mulțumesc! După părerea ta, cum ar trebui să arate o nuntă de vis? Complicat. Nu mi-am imaginat niciodată așa ceva, dar o să încerc să-mi imaginez acum. O nuntă de vis, nu știu, să am un costum foarte, foarte frumos, soția mea la fel să aibă o roche cum n-a mai avut nimeni niciodată, un restaurant mare, mare, cu mulți lăutari, cu multe mașini în urmă ce mergem la restaurant, nu știu, cât mai mult să danseze la acea nuntă și să se vadă fericirea pe fețele noastre. Cam atât pentru întrebarea asta. Mulțumesc. Luăm următoarea întrebare, da? Îți amintești de prima ta dragoste? Prima mea dragoste. Eram foarte, foarte mic și s-a întâmplat la țară. Dar nu mi-amintesc atât de multe. Nu știu, a fost un sărut pe marginea șanțului, în care pot să zic că acel sărut mi-a amintit de ea în fiecare zi, timp de vreo lună de zile. Și pentru mine a fost prima mea dragoste. Următoarea întrebare. Care e piesa ta preferată? Fredonează-o. Piesa mea preferată. Am multe piese preferate. Prefer să sar peste întrebarea asta. Îmi pare rău. Îmi plac foarte mult manelele, dar nu am o piesă preferată. Ascult mult mai multe piese. Enumeră 3 calități și 3 defecte la o femeie. Calități. Calități. Să fie înțelegătoare. Să fie spontană și să fie ordonată. 3 defecte. Gelozia, posesivitatea și obsesia. Cam atât. Următoarea întrebare. Alexandru B, de ce nu încerci să faci din nou un cuplu cu Bianca? Erați frumos și împreună. Păi, în primul rând, un cuplu cu Bianca l-aș face numai dacă aș vrea eu și ea, nu l-aș face că doriți voi. Pentru că nimeni nu decide ceea ce vreau să fac eu cu viața mea și ce relație să am. Eram frumoși, bine zis, eram. Dar acum nu suntem nimic altceva decât prieteni și nu vom fi niciodată împreună. Pentru că eu nu pot să am încredere din nou în această persoană. Este o fată bună, este o fată cu bun simț, dar nimic altceva decât prieteni. Mulțumesc. Următoarea întrebare. Ce te atrage la o femeie în primul rând când o cunoști? Păi, de ce să fim penibili și să mințim? Prima oară te atrage aspectul fizic, nu? Cum poți să îi propui unei fete o întâlnire? Atâta timp cât este frumoasă, te atrage și vezi că ai ce să comunici cu ea, asta contează în primul rând, nu? Sufletul îl vezi după. Deci, să nu fim ironici. Mulțumesc, ascultăm următoarea întrebare. Iar despre Bianca. Alexandru, dacă Bianca ar vrea să vă împăcați, ei mai dau o șansă? Nu. Simplu. Nu. Pare rău. Next. Cum te vei simți dacă azi ai părăsit casa? Sincer, m-am simțit puțin aiurea deoarece s-a format o prietenie între mine, Iancu, Jador, Mocanu și ceilalți băieți și cu celelalte fete. Din această cauză mi-ar părea rău, din cauza prietenilor ce s-a format aici.
Dar nu m-aș simți rău, pentru până la urmă încă acasă, mă duc la jobul meu care îmi place, mă duc la prieteni, mă duc la familie. Deci, orice s-ar întâmpla cu privirea înainte, merg și acasă. Next. Care a fost cea mai fană experiență în casă? Păi au fost multe experiențe faine în casă. Prima oară când am intrat în casă, cea mai fană experiență a fost când am cunoscut-o pe Bianca și pot să zic că cele două săptămâni au fost foarte plăcute pentru mine, pentru că a fost ea alături de mine. Altă faină experiență, că am reușit să mă împrietenesc cu unii din băieți foarte mult, chiar nu mă așteptam la așa ceva și sunt multe lucruri care se întâmplă și în afara casei și ne leagă mult mai mult. Mai avem o întrebare. Ce lucruri ai avea să schimbi la tine? Păi, în primul rând, pot să zic că sunt foarte, foarte orgolios și probabil că ar trebui să fiu mai puțin, să nu mai exagerez atât de mult și să nu mai fiu atât de obsedat de curățenie. Sunt mult prea obsedat. Eu nu știu dacă este un defect sau o calitate, dar îmi place să fiu foarte ordonat. Și asta aștept de la o fată, de la soția mea care va fi, să fie ordonată la fel ca mine. Este o calitate. Deci, cam atât. Astea au fost întrebările care mi le-ați adresat. Eu vi-am răspuns cu mare plăcere. Ce să vă mai urez? O zi minunată alături de cei dragi vouă și ne revedem pe ecrane. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și că mă susțineți. Like și subscribe. Mulțumesc! O zi frumoasă!